Bună dimineața, domnul profesor de geografie și diriginte al clasei a 12-a de generația și promoția 2020, domnul profesor Adelin Nedelea, da? Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem astăzi aici la decernarea și la ridicarea diplomelor, practic, ale elevilor pe care i-ați avut în anii anteriori. Spuneți-ne ce mesaj le-ați transmite lor acum că se află la un final de drum și la un început, practic, de carieră, poate, sau de studii universitare. Mesajul meu pentru ei, în primul rând, îi felicit pe toți, pentru că au promovat examenul de bacalaureat în totalitate, 100%, îi felicit și mă bucur foarte mult pentru ei. Le urez mult succes în continuare și le doresc să intre la facultate, să spun așa, să intre la facultatea pe care fiecare și-o dorește. Sper să fie. Cum au fost ei ca și elevi? Aveți o amintire dragă sau un moment anume pe care vi-l aduceți aminte cu drag când vă gândiți la această generație și la clasa pe care ați condus-o? Anii pe care am avut dintre a 10-a până dintre a 12-a au fost și momente comice, momente vesele. Dați-ne un exemplu. Păi, cel mai bun exemplu din excursii, când am avut în excursii. Și stăteam după ei, să am grijă de ei, să duce la o anumită oră, să nu cumpere tot felul de produse. A fost ziua unei eleve, chiar de la mine din clasă, în excursie. La fel, am avut un tort de înghețată, că altor n-am avut de unde, dar a fost tort, dar am avut de înghețată. Deci în excursie a fost cele mai vesele momente, în autocar. Ce înseamnă pentru domnul profesor de geografie sintagma școală pentru viață? Dincolo de faptul că este sloganul și paradigma noastră a Liceului Teoretic Național. Școală pentru viață e un slogan foarte bun implementat de Liceul Teoretic Național, deci școala noastră este important pentru ei. Școală pentru viață e ceva care, nu știu, învețe pe viitor pentru viață, cum să descurcem viața. Pentru că devenim majori și și-au viața în propriile mâini, o parte din ei deja îi văd că fac acest lucru, îi lasă părinții vorbi cu cineva, ce se descurcă, e mare, e lăsat-o singură, sunt care pleacă afară la studii, i-am mai îndrumat și eu cât am putut, ca pe propriii mei copii și sper să mă fi ascultat. Să descurci acolo în afara țării. Mulțumim foarte mult pentru interviu, domnule profesor. La revedere. Vă mulțumesc și eu.